Perioada de iarnă de transferuri, prieteni, salutare tuturor, este perioada noastră preferată, mai ales a mea, locul unde poți face din o echipă mică o echipă mare, perioada de iarnă. Dar, desigur, totodată am reușit să finalizăm transferurile, am văzut destul de mulți jucători în această perioadă și asta înseamnă că va trebui să și cumpărăm jucători, nu doar să-i luăm la deștea care le expiră contractele. Într-adevăr, poate că am fost și puțin mai leneși decât de obicei cu shortlist-ul, tot am uitat să-l editez, dar hei, ca în rog că mai sunteți și voi pe acolo pe comentarii și mi-ați mai dat idei, dar desigur, depinde de buget, depinde de ce jucători vin, ce jucători pleacă și așa mai departe, logic, nu? Nu știu ce să zic despre asta, că Cristante, totuși 24 de ani, nu vreau să-l vând chiar cu valoarea sa de 14 milioane jumate, adică că l-am vândut pe ăla și pe ăla, că e bătrân, că n-are pace, că nu știu ce. Cristante, totuși, na, ok, e o fiel un picuț mai lent, dar nu l-aș vinde chiar, știi, așa, pe minus sau pe zero, cum vreți să mă exprim. Dar da, ia uite că deja se și vede ce rău o ducem cu această echipă. Ne va trebui un atacant, că ne-a părăsit Patrick Schick. Kluivert, practic, încă este acel winger, dar nu ne-ar mai strica unul pe RVLV, nici nu știu, clar ne trebuie un KM. Poate facem un schimb acolo cu Diawara ăsta sau Cristante, facem acolo cea schimb, știu și eu. Deci un atacant, un de ăla, nu avem jucători de rezervă pe RB, LB ar fi Jesus ăsta, dar noi cine știe ce. Deci chiar avem de lucru, chiar avem de lucru, chiar avem mult de lucru în această perioadă de iarnă față de înalt. De alte căriri, moduri unde, da, era distracție, acum chiar este de lucru. Da, hai să vedem, să ne mai uităm împreună peste, desigur, shortlist-ul ăsta care l-am eu, această listă, să vedem exact la ce jucători le expiră contractele, să ne facem o idee ce ar prinde bine echipei și, știți voi, așa mai departe. Ok, hai să vedem. Cu portare ne descurcăm, ar fi ideea asta Dest, ar fi ideea de rezervă RB și între timp să le evoluez, plus că e tânăr, așa ar fi o idee, ok. Dalot iarăși RB, LB, știi, joacă pe ambele poziții, și asta ar fi o idee, ar fi o soluție interesantă, mai ales că mă asigur pe toate pozițiile. În rest, ceva la care expiră contractul? Ah, parcă era Alessandro, așa-i? Da. Opa. S-am dat click pe din greșeală pe ăla, da. Ok, deci, hai să vedem. Umtiti, am înțeles că cică s-ar transfera la AS Roma, în realitate, scuros dacă se va întâmpla acest transfer. Tot felul de zvonuri. Hai să vedem Demiral, bă, ăsta am înțeles că evoluează bine, 23 milioane, risk clause, poate că, ok, unde ești Alexandru, mă, nene, mă, unde ești tu, bă, da, ok, într-adevăr l-am mai luat de mult pe Alexandru, pentru că deja zic eu că apără mulți jucători care ar putea să, și să ocupe această poziție lui Alexandru foarte bine, cu mai multă viteză, cu nu știu ce, până și Katerbach al nostru de la FCSB ce bine evoluase. Dar da, ar fi o soluție Alexandru sau să stau liniștit per moment și să încerc, sper eu, cumva în vară, să-l cumpărăm pe acest jucător, pe Legrini, care ar trebui să evolueze, dar acum cum e pe stats-urile lui, mai bine într-adevăr evoluează el, dar auci, noi, ia uite, l-am putea lua pe Davis, wow, pe Davis, l-am putea lua pe Davis, forță, îmi place ideea, l-am putea lua și pe ăsta ca rezervă, pe Paulinho ca rezervă de RV, super. Ia uite că deja parcă ne conturăm așa o idee, ia ar fi Haidara iarăși un jucător interesant, așa tânăr, pe mijloc de data aceasta. Vreau să cumpăr cât mai mulți jucători cu cât mai mulți, cu cât mai puțin bani, știi, logică. Ok, da, stai, iarăși vorbim de puțin bani, da.
Benassi, Benassi, dar ești varză. Nu, Verratti, totuși, frate, așa de mult aș fi vrut să-l cumpăr, dar băi, nene, mă, aproape 100 de milioane pe mijlocașul ăsta cu 70 pace. Adică, bă, asta e cât în Mbappé, imediat. E cât în Mbappé omul, mă. Da, prea mult, prea mult strică, dacă știi ce zic. Și asta este cazul acesta. Da, azi vedem, Orsic, poate ca și o rezervă n-ar fi rău, Zaha încă se ține cu tine, desigur, suntem împrumutat. Jonathan Davis, un jucător care s-a transferat parcă la Lille, în Franța. Au făcut afacere foarte bună cu Jonathan Davis, eu mă aștept să fie un jucător foarte epic ăsta. Nu știu dacă să-l iau acum la Roma, dacă aș putea să-l pun în valoare la Roma ca și un titular, mai degrabă aș aștepta un alt career mood, dar îl am pe listă de cea timp și sper că într-o bună zi să-i găsesc acea echipă unde chiar să-l pun în valoare, cum este și acest jucător Iari de la Anderlecht, care uite câte poziții cam, că M, R, V, dar având în vedere strength-ul de 43 cu roșu, cred că RV este menirea ta. Așa. Ai, uite, l-aș putea lua și pe Maldini. Evoluează de numă. Evoluează de rupe. Pe bune de nu. Ok. Forsberg, Lanzini. Ah, da, se solicită să-l pun pe Buffon shortlist, în așa fel încât să știu când se retrage Buffon. Că, da, aș vrea să iau regenul lui Buffon la noi, la echipă, ar fi foarte frumos așa, regenul lui Buffon la AS Roma, știi, italien, chestii, trestii. Ia uite că acum aș putea să-l cumpăr și pe Brahim ăsta, dar nu știu, nu e așa de wow. Aș putea să-l iau și pe Adama Traore, numai că ăsta mi-ar place să fie titular și atunci l-aș cam să-mi exprim așa fute. Dacă ați auzit asta de la mine. L-aș cam strica pe Under, care încă sper că, bă, să dea semne că evoluează. Ia uite, și Doku ar fi un jucător foarte interesant. Ai, William! Ha, într-adevăr, va involua, va avea 32 de ani când va veni la AS Roma, dar eu sunt un jucător foarte interesant, care și în realitate am înțeles că vrea să se ducă la Arsenal. Da, ar fi o idee. Ar fi o idee, dar oricum hai să vedem poate atacanți, dacă toți sunt aici în domeniul atacanților, să-mi caut un atacant, că ăștia de obicei costă cam mult, unul de ăsta mai de calitate, dacă știi cum zic. Să vedem ce atacant de rezervă aș vrea eu sau aș vedea așa că se potrivește la AS Roma. Mi-ar place de Cutrone, ca rezervă ar fi cea interesant, dar cum e împrumutat, cum nu știu ce, cum nu știu cum, ne apucă hău și pârău până facem treabă. Kunha, iar ar fi fost o idee, dar recent joi mă un move again, Esposito, este acel jucător care ar trebui să evolueze ireal de bine, dar oare să-l iau, să trec peste lenea de a evolua jucătorul? Hai mă, că poate că e italian. Haaland încă nu putem să luăm, că recently joined, Ziggel Barco, bă, dar foarte puțin jucători, de fapt așa au fost mai tot timpul, foarte puțin jucători de ăștia la care le expiră contractele așa în start. Da, hai să vedem atunci, ziceam eu că atacant. Deci, ceva să nici nu sparg bugetul echipei, să ne rămână niște bănuți acolo să putem lucra, unul ar fi Esposito, care... Numai că trebuie evoluat mult ca să fie așa de primă echipă. Moiskin, care cu adevărat ar fi cea mai mișto idee, dar iar jocul ăsta infect, ne zice plenul. Dar știi, e o chestie care, ok, eu înțeleg, un jucător de-abia ce s-a alăturat unei echipe nu vrea sau respectiv nu e logic să se transfere iar. E logic. Dar odată ce trece jumătate de sezon, să zic, ia uite, și cum suntem noi în perioada de iarnă, ar trebui să poți negociezi, știi, că în jumătate de sezon și în realitate se pot întâmpla multe, mă, vorba aia, și dacă îl plătești clauza rezilierii contractului și nu știu ce și nu știu cum, știi? Deci, poate că și FIFA ar putea să editeze chestia asta, că sunt foarte mulți jucători buni, care și tineri și să stai un sezon sau nu știu că se strică, se împute treaba, știi? Și mai ales pentru cei ca mine care facem treaba asta de career mode, să evoluăm, să facem treburi, da, ne cam dă la glezne toată tâmpenia asta și nasul. Ai, 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 ai. Sau să le iau pe ăsta, pe turcul ăsta, cu Tucu.
Cutucu! 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 Îmi place numele. Valoarea lui este de 3.8 milioane, release close de 4.400.000. Practic, omul este deja la valoarea release close-ului. Deci, da, hai, direct plătim release close-ul și măcar așa o să mai fie un turc împreună cu Under. Și parcă mai aveam unul CB, numai că nu prea era, nu prea e de calitate, să zic așa. Așa știu că mai aveam un turc acolo ca și CB. Ia să vedem, aștept sporadic, rotation, oh, perfect, perfect, sporadic, a acceptat să fie sporadic, că practic asta va fi când ai mobile șeful, dar totodată cu tucu îmi place că joacă și pe și mai multe poziții, știi? Nu doar sât. Ok, hai să vedem, îți dau acel salariu care l-ai și la Schalke, mă rog, minus 500 de euro, și la semnătură, cât oare să vrei ca și un sporadic? 300.000 de euro. Da, perfect, that's a fair offer, este o ofertă corectă și Cutucu este practic noul nostru Patrick Schick, varianta turc, varianta turchii. Așa, foarte bine, bine ai venit la echipă, Cutucu, Cutucu. Uite-l așa, pe cine să scot, pe Merez, că n-are rost să stea un portar acolo. Așa, perfect, și ăsta parcă mai era turc, nu? Unde scrie? Bă, sorb. Nu mai scrie. Hey, tu, nu mai scrie nationality. Ai pe aici. Nu mai scrie. Da, mă rog. Oricum, este, desigur, acest Cutucu. S, T, C, F și R, V. Deci e bun și pe C, mă, e bun și pe R, V. Foarte bine, foarte bine. 70 per moment, dar crezi-mă că va evolua foarte, foarte bines. Bines cu fines. Avem aici încă un tânăr șmecherie pe vampir. Șmecherie de șmecherie. Uite așa, hai să mai căutăm încă unul acolo, știi cum zic, unde ăsta așa se evolueze, să stăm, să țaca paca, țaca paca. Armini? Hei, Armini, hei, ce bine evoluase în career modul cu FCSB. Și este italian, deci poate, 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 poate. Hai să vedem, mă, vezi ce mai e? Le-au și pe cabac, știi, să fac echipă de turci. Facem aici o echipă de turci. Haios. Emerson, Resclose. Ah, da, ziceam că vreau să le iau pe Dest, așa-i? Hai să vedem Dest. Approach to buy. Dest. Într-adevăr, ne trebuie un jucător pe râb de rezervă în caz că se mai întâmplă cea cu Florenții. Uite, așa. Swap. Avem ceva să dau la swap, oare? Cred că cu toți ne cam descurcăm, așa-i? Dacă ar fi să-i vând, îi vând. Nu, cred că am eu probleme. Ia, poate pe ăsta? 80.000 de euro? Da, sigur. Bun, și așa mai scap deși de ăla. Transfer fee. Să vă dau 5 milioane. 5. Opa, 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 asta e să nu fac vreo greșeală. 5 milioane. 5 milioane și băiatul ăla, cine-o fi ăla? O să... 26%, bă! Stai, bă, nene, mă! No, și dacă acceptă și dai, tată, n-a acceptat, 9 milioane, e greu cu ăștia tineri, n-ai ce face, 6 milioane jumate, hai, 6 milioane jumate, aveți nevoie de timp de gândire, sigur, gândiți-vă cât aveți nevoie, pentru că eu am nevoie de acel jucător. Transfer offer pentru Kluivert de la Ajax. Hey, revenirea lui Kluivert la Ajax. Ha, sigur că nu. Cristiane, de la Arsenal. Băi, du-te bă de aici. Du-te bă de aici la Arsenal. Hai să vedem. Hai să vedem dacă merg un bă cioablă la Arsenal. Eu vreau 20 de milioane, pentru că știu că nu o să-mi deși. Poate că o să stric toată treaba de negocieri. Ba nu. Într-adevăr n-au acceptat, dar măcar nu s-a stricat treaba. 18 milioane, vă rog, 18. Doamne, bă, ce mă nervează fazele astea. Devine o echipă care știi care bani și, bă, ăla-i prețul, și-a pierdut. Op, ce scuze, am dat peste microfon. Bă, și după aceea, nu, vai, cum îndrăznești, știi, se nervează acolo și pleacă. Bă,
Băi, am cerut numai 2 milioane peste valoarea jucătorului. N-am cerut o avere pe el. Da, acum vine Inter. Stai să vedeți că la fel o să negociem și cu Inter, știi? Și parcă nu o să reușesc. Dacă nu, asta este Cristante. Vara mai rămâne cu noi. Oricum o ducem așa. Avem o pagubă de mijlocaș. E el acolo. Poate mai mișcă ceva. Și stai să vezi că o să-l vând eu cu cât vreau. Da, hai să vedem Inter. Hai mă, că parcă Interul mi l-a luat și pe Patrick Schick odată și a oferit o tonă de bani. Știi ce? Ia marș, mă, acasă, nu mă mai stresați dacă nu aveți bani. Simplu, nu? Ok, revenind din nou la Dest. Tot îmi vine să zic Best, știi? Cum e acel icon, dar de fapt e Dest. Sau Simply the Best. Piesa. Ok. Hai să vedem, 9 milioane, 7, hai, 7 bulioane, 9 milioane 200, negocierile sunt în flăcări aici, așa, negocieri la sânge, 8 milioane, da, that's a better offer, mă gândeam și eu că este o ofertă mai bună, bun, și este și american ski spihun, hai să vedem aici, spionule, hai să vedem noi ce facem aici așa, sporadic, blană, încă un jucător care acceptă să fie sporadic, contract pe 5 ani pe viață, știi cum zic. Ok, let's carry on fără și salariu tot atât cât ai și la Ajax, 7000 de euro și la semnătură un 236,96. Da, ce zici bro? Oh, vrei 11.000 de euro? Da, mă, du-te bă de aici că-ți accept. Bine ai venit la echipă Dest. Doamne fer, deja sunt prea mulți jucători tineri. Deja e prea mult. Știi cum e? Când e prea mult, strică că nu mai știi pe cine să-l pui la training. Bun, eu zic că am făcut o treabă foarte bună astăzi. M-am asigurat pe poziția de atacant cu un jucător care zic că va face furori. Totodată l-am luat și pe Dest, care desigur va fi un jucător foarte interesant pe poziția asta unde Florenții, într-adevăr cu Florenții n-ai ce, e un alt nivel Florenții, dar în principiu poate și Villar ăsta mai evoluează, mai face și el așa de o ciorbă, cum e acea expresie, Cristante, care mă gândesc deja tot mai mult să-l păstrez și să le văz, că eu zic că jucătorul ăsta trebuie să valoreze 20 de milioane. Portar avem, ceva ciurucuri de astea sunt acolo. Bun, deci, winger, este atacant, este mijlocaș, practic să ăștia 3. Bun. Ok, poate că în episodul viitor ne vom axa poate și pe un transfer de ăsta mai de clasă, știi, neapărat de tânăr, neapărat de viitor, ci o transfer șmecher. Sau poate, hai că vă întreb pe voi. Ce ziceți? Aș vrea să-l cumpărăm pe Alexandro liber de contract? Adică, practic, ar fi păcat să pierdem această ocazie, dar nici eu nu știu ce să zic cu adevărat. Oare să-l luăm pe Alexandro liber de contract sau să cumpere un alt jucător pe LB? Da. Cam atât pentru acest episod, prieteni, vă mulțumesc foarte mult că v-ați citat, făcut două transferuri interesante de mare viitor, zic eu așa, și da, ne auzim numai bine, pa, pa!